Polițiștii au făcut verificări în peste 400 de trenuri de călători. În perioada 90 ianuarie 2024 la nivel național, polițiștii Direcției de Poliție Transporturi au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor ilicite în stațiile de cale ferată și în trenuri de călători. În cadrul acțiunii au fost efectuate verificări în 443 de stații de cale ferată și 445 de trenuri de călători, fiind legitimate 3216 persoane. Polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale cele mai multe pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice. Pentru neregulile găsite au dat amenzi de aproape 85.000 de lei.